bine ați revenit! Trebuie să răspund azi la întrebări legate de timpul în care se golește un vas printr-un robinet aflat la baza vasului. Vedeți în desen trei perechi de vase cu forme diferite, toate deschise sus. În prima pereche avem doi cilindri drepți, dar cu ariile bazelor diferite. În a doua avem două trunchiuri de con identice, dar răsturnate unul față de celălalt, iar în a treia pereche un cilindru drept și unul înclinat, dar cu ariile bazelor egale. E foarte important să știm că niciun vas nu este plin, dar pentru fiecare pereche volumele de apă din cele două vase sunt egale. După cum vedeți, fiecare vas este prevăzut cu un robinet de golire și toate robinetele sunt identice, deci au același diametru în zona de curgere. Și acum întrebarea este pentru fiecare pereche de vase, dacă deschidem deodată robinetele celor două vase, care vas, A sau B, se va goli primul? Problemele în care trebuie să calculăm timpul de golire pentru un vas pot fi dificile, deoarece viteza cu care iese apa printr-un robinet sau printr-un orificiu la baza vasului nu este constantă. Ea depinde de presiunea apei la baza vasului, care la rândul ei depinde de nivelul apei din vas. Și asta înseamnă că viteza de ieșire este mare la început, când nivelul apei este ridicat, și scade pe măsură ce se golește vasul, deoarece scade nivelul apei. Iar debitul de ieșire a apei este proporțional cu viteza ei. Deci și debitul este mare la început și scade pe măsură ce scade nivelul apei. De aceea, astfel de probleme sunt mai grele decât problemele în care un rezervor este umplut sau golit cu ajutorul unei pompe, deoarece în acest caz avem de regulă un debit constant. Adică știm în fiecare minut câtă apă intră sau iese din vasul respectiv. Din cauza acestei variații a debitului în timp ce scade nivelul apei, pentru a calcula timpul de golire al unui vas, trebuie să folosim calcul integral. Așa cum am arătat, nu întâmplător, ci ca să demonstrez acest lucru în videoclipul timp de golire, pe care l-am publicat următorul după videoclipul cu întrebările despre care vorbim. Dacă sunteți interesați de aspectele fizice și matematice ale acestor întrebări, vă rog să urmăriți acest videoclip, linkul se găsește în descriere. Și atunci, dacă lucrurile sunt complicate, apare întrebarea: ce caută astfel de întrebări într-un playlist care promovează întrebări de gândire, adică întrebări ale căror răspunsuri pot fi găsite și cu cunoștințe minime de fizică, matematică sau logică? Am pus aceste întrebări deoarece ele se referă doar la compararea unor timpi de golire, nu la calculul acestor durate de golire. De aceea răspunsurile pot fi găsite și cu ajutorul a trei cunoștințe de bază despre energie. Și anume, un corp are cu atât mai multă energie potențială gravitațională cu cât este mai sus. Energia cinetică a unui corp este cu atât mai mare cu cât corpul are viteză mai mare. Și trei, energia se conservă. Dar poate că unii vor spune că și asta e prea mult. De aceea sintetizez cele spuse într-o singură frază. Dacă neglijăm frecările, cu cât un corp cade de la înălțime mai mare, cu atât are o viteză mai mare când ajunge jos. Asta cred că știe din experiență toată lumea. Și acum să luăm pe rând perechile de vase. În cazul cilindrilor, este clar că, deoarece avem același volum de apă în amândoi, nivelul apei este mai ridicat în cilindrul mai subțire, ceea ce înseamnă că și centrul de greutate, cerculețul negru, este mai sus în vasul A decât în vasul B.
Deci apa din vasul A are mai multă energie potențială gravitațională decât apa din vasul B. Poziția centrului de greutate este cea care contează. E ca și când apa din vasul A ar fi mai sus decât apa din vasul B. În timpul curgerii, energia potențială se transformă în energie cinetică, ceea ce înseamnă că apa din vasul A capătă mai multă energie cinetică la ieșirea prin robinet, adică viteza medie a apei care iese din vasul A este mai mare decât viteza medie a apei care iese din vasul B. Dar dacă viteza medie este mai mare, înseamnă că și debitul mediu este mai mare. Deci apa iese din vasul A cu un debit mediu mai mare decât iese apa din vasul B. Iar dacă debitul este mai mare, timpul de golire este mai scurt. Pe scurt, deoarece apa din vasul A vine de mai sus, iese cu viteză medie mai mare prin robinet și de aceea vasul A se golește mai repede. Acum, cred că știți cum să folosiți același raționament pentru perechea a doua de vase. Din nou, pentru că avem aceeași cantitate de apă în cele două vase, dar centrul de greutate al apei se găsește mai sus de data asta în vasul B, viteza medie cu care iese apa din robinet este mai mare în cazul vasului B. Ceea ce înseamnă că și debitul mediu este mai mare, deci vasul B se golește mai repede. Adică, pe scurt, din nou, putem spune, pentru că apa din B vine de la înălțime mai mare decât cea din A, iese cu viteză mai mare prin robinet. Iar acum, a treia pereche de vase. Aici trebuie să știm ceva din geometrie, și anume că un cilindru oblic, cum este cilindrul B, are același volum cu un cilindru drept, cum este cilindrul A, dacă cei doi cilindri au aceeași înălțime. Și asta înseamnă că dacă turnăm în cei doi cilindri aceeași cantitate de apă, apa se va ridica la același nivel, să spunem H, în cei doi cilindri. Și dacă avem același nivel și în amândouă cazurile aceeași secțiune peste tot, centrele de greutate vor fi pentru ambii cilindri la jumătatea înălțimii H. Iar dacă centrele de greutate se găsesc la aceeași înălțime, viteza medie cu care iese apa din cele două vase va fi aceeași, deci și timpii de golire vor fi aceeași. Așa că în cazul al treilea, cele două vase se golesc în același timp. Înainte de a vă arăta lista cu cei care au trimis răspunsuri corecte, vreau să le mulțumesc domnilor Dumitru Antonie și Gheorghe Chelbosu pentru analizele pe care le-au făcut întrebărilor despre care vorbim, analize care m-au ajutat să formulez răspunsurile pe care tocmai le-ați auzit. Întrebările au avut legătură fie cu fizica, fie cu probabilitățile. De aceea am ales pentru azi două întrebări care n-au legătură cu fizica și sunt sigur că există mai multe răspunsuri posibile. Să vedem câte reușiți să găsiți. Prima întrebare. O firmă are 3 angajați care lucrează în același birou. Niciunul dintre ei nu cunoaște salariul celorlalți, dar toți știu că cele 3 salarii sunt diferite. Ei vor să afle cât este salariul lor mediu, dar fără să afle ce salariu au ceilalți. Deci salariile trebuie să rămână în continuare secrete. Cum trebuie să procedeze? A doua întrebare. Cei 3 vor să afle cine are cel mai mare și cine are cel mai mic salariu, dar tot fără să afle ce salariu au ceilalți. Cum trebuie să procedeze? Mulțumesc pentru atenție, succes pe săptămâna viitoare!
Mm-hmm.